preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. În aceste trei întâlniri pe care le-am avut în vremea aceasta, mesajele poeziilor, mesajele cântărilor și mesajele rostite de frații predicatori, toate și-au propus să transmită ascultătorilor minunata veste pe care îngerii au adus-o pentru întâia oară atunci când într-o noapte au cântat în împrejurimile Betleemului. Mai înainte ca fratele Petre să înceapă să vorbească și fără să ne consultăm unul cu altul, cugetam la cuvintele rostite de îngeri în cântarea lor, cântate de îngeri în noaptea aceea și mai cu seamă la partea aceea în care ei vorbeau despre slava adusă lui Dumnezeu în locurile preanalte și la pacea despre care vorbeau că poate să fie pe pământ între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Poate că v-ați întrebat de ce este atât de puțină pace pe pământ în vremea aceasta. Spun cei care au studiat istoria că de când există mărturii scrise au fost extrem de puține perioade în istoria omenirii în care să nu fi fost războaie. Aproape întotdeauna au fost. Dar parcă în ultima vreme tensiunile sunt tot mai multe și tot mai mari și te întrebi de ce atât de puțină pace pe pământ? Pentru că astăzi, în secolul 21, suntem atât de educați. Niciodată omenirea n-a fost atât de educată precum în secolul 21. Te întrebi de multe ori când te uiți și discuți cu frați dintr-o parte sau dintr-alta, te întrebi oare de ce este atât de puțină pace prin bisericile locale? Și te mai întrebi și pe bună dreptate de ce lipsește pacea din foarte multe familii. Și cuvintele cântate de îngeri în noaptea aceea ne oferă răspunsul. Pentru că sunt tot mai puțini oameni plăcuți lui Dumnezeu pe pământ. Și pentru că în bisericile locale oamenii plăcuți lui Dumnezeu sunt tot mai rari și pentru că familiile nu se mai alcătuiesc în vremea aceasta din oameni plăcuți lui Dumnezeu. Dar dacă știm de ce se întâmplă toate lucrurile acestea, în același timp sau în aceeași măsură știm și care ar fi soluția. Să devenim oameni plăcuți lui Dumnezeu. Să devenim oameni plăcuți lui Dumnezeu pentru ca pacea lui Dumnezeu să vină în casele noastre, să vină în bisericile locale și chiar și pe pământ. Domnul poate să facă lucrul acesta. Dincolo de toate, în această vreme s-a vorbit mult despre lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o. Mi-aduc aminte că în cuvintele Psalmului 49, versetele 5, 6, 7 și mai departe în jos, psalmiștii fiului lui Core, se pare că au scris la oaltă, s-au consultat când au scris cuvintele acestui psalm. Ei vorbeau despre cei care se încred în avuțiile lor, în bogăția lor cea mare. Și ei spuneau, ei nu pot să se răscumpere niciodată. Răscumpărarea sufletului omenesc, mântuirea sufletului omenesc, este așa de scumpă că nu s-ar putea face niciodată. Dar a venit un moment în care lumea a trebuit să audă și întâi au auzit niște păstori în câmpie că Dumnezeu a asigurat lumii un mântuitor. Și ca să nu existe nicio urmă de îndoială, un dubiu de interpretare, mai știu eu, îngerii au și spus care este Hristos, Domnul, binecuvântat să fie El. Amin. În vremea de astăzi, ca și în vremea de atunci, există mulți care ar vrea să astupe adevărul acesta, să nu ajungă la urechile oamenilor. Dar noi, copiii lui Dumnezeu, care citim Scripturile, care îl iubim pe Dumnezeu și suntem răscumpărați de El, noi avem datoria să spunem, fie prin vers de poezie, fie prin strofă de cântare, fie prin mesajele noastre,
Și chiar și prin discuțiile noastre trebuie să spunem oamenilor că Dumnezeu le-a asigurat un Mântuitor. Dumnezeu și-a făcut partea, dar acum rămâne la latitudinea noastră dacă îl primim, dacă îl ascultăm. Pentru că ale Lui cuvinte, să știți că sunt aducătoare de vindecare. Știți, m-am gândit stând aici pe bancă, cuvântul Domnului este ca un medicament universal, care ar putea rezolva și vindeca multe din problemele omenirii din ziua de azi. Însă, tot așa ca și cu medicamentele, nu-i destul să știi compoziția chimică, elementele care compun medicamentul. Nu-i destul să știi proprietățile lui, efectele lui secundare și beneficiile lui, să știi în teorie, să poți scrie despre medicamentul respectiv eseuri de zeci sau sute de pagini. Nu-i destul. Pentru că medicamentul acela, dacă vrei să te vindești, trebuie să-l iei. Cât, oricât de multă informație știi despre el, nu te ajută dacă nu-l iei. Și aș vrea să vă spun, ați auzit în vremea aceasta despre Hristos, că s-a născut în lumea noastră. Să știți că n-a fost simplu. El era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și înainte de a se întrupa, înainte de a lua un trup omenesc, mai întâi trupul unui copilaș, el a avut slavă la Dumnezeu Tatăl. Și n-avea nevoie de nimic din ceea ce am fi putut noi oferi. Dar s-a născut în lumea noastră pentru ca să avem noi un Mântuitor. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. El a făcut tot ceea ce trebuia făcut, tot ceea ce putea El face. Și acum rămâne la latitudinea mea și la latitudinea ta. Vom petrece, dacă Dumnezeu va voi, încă un an. Și apoi vom sărbători din nou, dacă va voi Dumnezeu. Dar întrebarea este, ne vom întoarce la modul obișnuit de viață? La ocupațiile noastre mărunte și nesemnificative? La pasiunile noastre? Sau vom face din Iisus călăuza vieții noastre, Domnul vieții noastre? Mi-aduc aminte, în decembrie 91, un tânăr care urma să țină o predică de sărbători, îl întreba pe un prieten de-al său, ce zici? Ar suna bine să spun în predica mea, haideți să facem din inimile noastre o iesle în care să se nască Hristos? Și celălalt, deranjat puțin de întrebare, avea și el treaba lui, i-a zis, măi, fraza asta, că cred că s-a spus de multe ori. Eu îi ascultam, eram la început, și mi-a dat seama că inimile noastre n-ar trebui să fie făcute o iesle pentru Hristos și un tron pentru Hristos. El a stat o singură dată în iesle, într-o condiție umilă. În viața mea și în viața ta, El trebuie să stea pe tron. Și dacă pe tronul vieții tale este altceva, e trist. Pentru că viața ta și viața mea se duce. Dacă ne-ar fi îngăduit Dumnezeu să trăim 150 de ani, 200 de ani, și ea se duc. Și dacă nu a fost Hristos pe tronul vieții noastre, indiferent ce am rezolvat sau am realizat pe plan pământesc, vine vremea când lăsăm totul aici. Și se va vedea cât de lipsite de valoare sunt toate realizările noastre omenești. Eu o să închei scurtul meu mesaj în această seară, dar aș vrea să știi, dragul meu ascultător, oricine ai fi, că ești membru al bisericii sau că ești musafir ocazional, Hristos s-a născut pentru ca să ai un Mântuitor. Dacă vrei să-L ai Mântuitor, ia-L întâlnit seara aceasta. Vremurile sunt nesigure. Gândești că poate ai timp. Dar nu conta pe asta. Că nu toți din cei care au început anul acesta l-au și încheiat credicioare. În seara aceasta, vă îndemn să cugetați adânc. Dumnezeu ne propune să facă schimbări majore în viața noastră. Nu încercați să le faceți singuri, nu reușeți. Oricât de tare v-ați slăbi, nu veți reuși. Dar dacă Hristos este pe tronul vieții noastre,
să știți că lucrurile se schimbă, se așează spre bine. Aș vrea să plecați din locul acesta spre casă cu Hristos pe tronul inimii dumneavoastră. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Și în seara aceasta vă chem să vă îndreptați glasul inimii către Dumnezeu. Să-i mulțumiți pentru că ne-a iubit atât de mult încât l-a trimis pe Fiul Său. A îngăduit să se dezbrace Fiul Său de slavă. A îngăduit să se nască în lumea noastră, să-L primim așa cum L-am primit. Și la o anumită vreme, hotărâtă tot, îngăduită tot de Dumnezeu, să-L punem pe o cruce. Aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul acesta nespus de mare al mântuirii și să rugăm să ne conducă El viață, pentru ca să ne bucurăm de pace. Amin.